Tina Turner avea 83 de ani și s-a stins în locuința ei din Elveția. Renunțase de mulți ani la concerte din cauza unor probleme grave de sănătate, dar a lăsat în urmă o carieră absolut fabuloasă de aproape 5 decenii în care a influențat decisiv muzica pop-rock. Întruchiparea talentului și forței, așa a descris-o cântăreața Beyoncé pe Tina Turner la aflarea veștii că legendara muziciană a murit aseară la vârsta de 83 de ani. Peste tot pe unde a trecut artista, acum se aprind lumânări și se lasă flori. Casa de lângă Zurich, unde a trăit de decenii, a devenit imediat un loc de pelerinaj. Ganz gute Sängerin gewesen, Muskeln generell, viele klassische gute Lieder, also Proud Mary, Simply the Best, all die Lieder sind Hits, wo wir alle kennen dürfen im Leben, seit Jahren und ja, absolut fantastisch, also man kann nicht... Ich sage jetzt nicht welchen, aber doch, sie war öfter unterwegs, auch früher noch bei Petermann in den Kunstschuben, heute Ricos. Da war sie öfter Mittagessen, um nicht zu sagen, fast immer. Und you know, she's my generation music, you know, when I went to university and in the States and, I mean, all over the world, obviously her music was the, you know, they were always top hits, so the 80s and 90s. Tina Turner a cunoscut succesul inițial în anii 60 alături de Ike Turner, cel care avea să-i devină soț. Relația a fost însă extrem de abuzivă, iar cuplul s-a separat în 1978. A urmat o carieră solo în care avea să cunoască un succes și mai mare, cu zeci de hituri și colaborări, cu melodii în filmele James Bond și Mad Max și prestații live care au influențat generații de muzicie. Everyone is now going to gyms and exercising and carrying on, and it is said that it's good for your health, all of us yelling, and I've been singing and traveling and dancing for 35 years, so I think that my work has taken care of all of my aerobic classics, so... Și în tot acest timp, Tina Turner a rămas o prezență discretă care transmitea un iz de normalitate și care i-a făcut pe mulți să o descrie drept anti-diva. I think I'm a very normal person off stage, I think. I like to live a normal life. I like to drive my car in town. I like to go to the markets. I still like to stay with my feet on the ground because I enjoy something about being independent. Cariera muzicală a Tinei Turner este impresionantă, cu peste 100 de milioane de albume vândute, 12 premii Grammy și a fost de două ori inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, în 1991 alături de Ike Turner și în 2021 ca artist solo. Viața ei a fost ecranizată în 1993 în filmul What's Love Got to Do With It, iar acum pe scena londoneză se joacă un musical biografic. Tina Turner a fost prezentă la premieră. În urma ei rămâne al doilea soț, un producător muzical german care a fost alături în ultimii 37 de ani. Chiar dacă a stat departe de public și scenă și a fost măcinată de probleme de sănătate, într-un interviu din 2020, Tina Turner declara că ultimii 10 ani au fost întruchiparea idealului fericirii.